Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt cum facem selecția iepurilor pentru reproducere din cuib, cum alegem vârf de cuib. Aici avem o iepuriță, uriaș de Transilvania, 2020, așa e matriculată. O să o punem jos și mergem la în coteț să vedem în cuibul acela cum selectăm iepurii. Numai o să-i aduc aici pentru că e spațiu mai mic și de aici putem să îi vedem mai bine. În coteț nu pot să mă bag după ei și atunci o să-i iau rând pe rând. O să deschid ușa asta. Așa. Și am să scot iepurița asta afară să se plimbe. S-a făcut nărăvașe, nu-mi vine să cred că e așa de rea pe cât a fost de blânduță. Uitați-vă cum ripostează. Deci trebuie să fiu foarte vigilent că m-ar mușca. Prindem așa frumos. E foarte grea. De-aia trebuie să mă mișc rapid. O să-i pun puține grăunțe ca să nu se agite. Nu-i voi acolo. Am făcut curat, am scos din cuști gunoiul. O să trebuiască să merg cu roaba afară să-l arunc. E prăpădită. De-aia trebuie să am grijă ce face. Bun, o lăsăm să-și facă damblaua și mergem la iepurașii noștri în coteț. Aici avem belgiana. Mi-am scos niște exemplare foarte frumoase. Toate patru, nu-mi vine să cred că așa frumoase a ieșit cu uriașul meu de Haikol, care are așa nasul colorat, au ieșit două iepurițe așa și două ca fluturele. Astea sunt foarte mari și urechile, uitați ce ureche lungă are. Nu știu, n-am o ruletă, dar o să iau o ruletă să măsurăm. Stai că mă și duc acum. Am făcut rost de ruletă, acum să vedem dacă și stă la măsurat. Așa, până la cap, are 19. Să mișcă. 19, să vedem asta. Mama, nu e așa mare în urechi. 16. Dar astea fluturii, nu știu, 22 parcă e cel mai mare. Dar oricum sunt imense. Bun, să mergem la iepurașii unde ne-am propus să vedem. Aici sunt iepurașii. Eu mi-am pus ochii pe unul. Mi-am făcut semn în ureche. Ăla de acolo ce roade. Cu urechile albe. Care are urechea mai mare, dar vom vedea. Le este foarte cald, transpirați. Vom vedea, o să iau rând pe rând și o să încerc să îi pun acolo în cușca aia de un metru pe un metru și să-i vedem acolo ca să facem selecția care e bun pentru reproducere. Punem pe pauză. I-am adus aici, după cum se vede, aia de acolo e mămica lor și dacă stau să mă uit bine, e mai micuță ca puii, bineînțeles și pentru că i-am lăsat mult să ia lupteze. Asta e nas 1, nas 1, stai să văd că nu mai știu, aici din 1 a 4-a.
din 1 a 4 și suntem, deci suntem în 21 august, deci din 1 a 4 până 1 a 8, 4 luni de zile, și așa suntem în 21, deci 4 luni jumate. 4 luni jumate, sunt foarte cuminți, nu să călăresc, nu să bat, nu să mușcă, și de aceea nu i-am separat, stau cu mama lor și atâta vreme cât mama este cu ei, ea este șeful haitei, ca să mă exprim așa, și atunci nu fac bătăi. Dar dacă băgăm masculii separat și femelele separat, se luptă între ei pentru teritoriu care e dominant. După cum vedeți, pui îs agitat, se mișcă din coace încolo, în schimb mama stă acolo într-un colț. După asta vă puteți da seama, fiind adultă, cunoaște situația și atunci stă cu minte. Uitați acolo ce mari îs. Și de aia așa se face selecția, ne uităm la atitudine. Aici așa se vede în colțul ăsta, urechile sunt mai bine amplasate. Sper să nu mă înșel. Da, i-am făcut aici semn în ureche. Deci, fără să îmi dau seama, să vedem ăsta, când l-am căutat, e mascul. Pentru reproducere, care ar mai fi frumos, aici trebuie să pun pe pauză și să vedem, și acolo este mare, dar urechea îi micuță. Ăsta are ureche mult mai mare. Vedeți ce atitudine are. Și atunci mulți vând. Uite, deja au început să călărească ăsta. De aia zic că 4 luni jumate încep să călărească. Până acum n-o călărit, dar pentru că le-am schimbat teritoriul, cușca, încep să călărească. Mai ales că aici în cușcă am avut femela de uriaș. Deci așa se face selecția. După atitudine, după ureche, după mărime, și să compară frații între ei. Dar nu mai repede de 4 luni de zile, 4 luni și ceva, pentru ca să se poată dezvolta bine fiecare. După cum am zis, și acesta are atitudine bună, dar are urechea mică. Pigmentul e slab pe nas. Ăsta are pigmentația mai bună. Și o să-l controlez să văd că ce e, mascul sau femelă, pentru că e foarte frumos și pigmentația, culoarea pe nas și urechile sunt mai mari. Îl controlez și după aia vă spun. Mamă, ce-o sărit! Deci, avem două fetițe și trei masculi. Asta merge la ceaun. Am făcut o cruce. Avem de unde să selectăm. Masculul acela alb rămâne de reproducere. Mai e masculul acesta frumos, ce v-am spus, cu nasul pigmentat. Și ceilalți trei îs pentru sacrificat. Și mai rămân două femeluțe. Dacă avem cumpărător, le dăm, dacă nu, merg și ele la sacrificat, dar mai așteptăm să crească. Deci așa se selectează, vezi ce e mai frumos, îi însemnez și acum va urma să îi pun separat pe boxă separată. Aici am pus alt tinerel din februarie. Și ăsta are ureche lată, după cum se vede,
Da, nasul e alb, nu are pigment. Acum mă miroase că am umblat cu iepurii ceilalți. Așa, ăsta e fiul lui ăsta, tot din februarie și taică-s-o. Dar nu sunt așa de mari, doar au urechea lată. De aceea nu cred că îl voi ține. Pentru că l-am găsit pe ăsta albu și taică-s-o îi fratele lui albu, deci e soiul mai mare și pe acesta îl voi ține de reproducere pentru că au 3 ani de zile iepuroi mari și nu știu dacă voi găsi client, probabil că îi voi da. Dacă nu îi țin așa pentru că de sacrificat, eu nu-i sacrific nici mamele, nici masculii. Îi țin până pleacă în lumea cealaltă. Odată că carnea e mai tare și a doua oară că mi-e milă să îi sacrific adulții. Doar puietul, așa între 3 și 4 luni de zile, până în 5 luni. După 5 luni de zile când se maturizează, nu mai pot să-i sacrific pentru că îmi este milă. Și deja au frumusețea bine definită. Și dacă i-am ținut până la 5 luni de zile, înseamnă că îi țin pentru reproducere. Și mai bine îi dau la cineva decât să-i sacrific. Cam atât cu acest video. Vă salută Ariel și iepurii. La revedere!